Cine este Domnul nostru Hristos? Împăratul nostru. Amin. Biserica ca să spună amin. Amin. Slăviți să fie Domnul. Cu ajutorul Domnului Iisus Hristos, cert este că trebuie să auzim un cuvânt din partea lui Dumnezeu și vă rog să urmăriți cu atenție pentru că este un cuvânt din partea Domnului. Amin. O să vă pun doar câteva întrebări și dreptați-vă capul nostru pe fereastră spre amândoi, unde se aude cuvântul Domnului. Da? Sunteți pregătiți pentru cuvânt? Amin. 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 Dacă sunteți pregătiți pentru cuvânt, eu mă bucur nespus de mult că voi v-ați pregătit inima pentru ce? Pentru cuvântul Domnului și slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Pun o singură întrebare. Cu ce a început lucrarea la Ierihon? Prăbușirea zidurilor. Cu ce a început? E prima întrebare. Înainte să fie prăbușite zidurile de la Ierihon, cu ce a început? A început să le încălzare. Încălzare. Slăviți să fie Domnul. Când s-au prăbușit zidurile de la Ierihon? Zidurile vrăjmașe, care erau împotriva lui Dumnezeu. Când? Și cum s-au prăbușit? Cine știe din voi să răspundă aici? Înconjurați cetatea zidurile și sunați din ce? Sunați! Cu ce a început dărâmarea? Cu sunet. Cu sunet. Cu ce a început biserica Domnului Iisus în ziua 50.000? Cu ce a început? Cu sunet. Stai în prezența Domnului și spune. Aleluia. Doamne, adu sunet peste zidurile celui rău care le-a făcut împotriva mea. Și surpă întăritul. Amin. Și dă-mi biruință. Amin. Vreau un sunet în familia mea. Aleluia. Vreau un fâșier puternic. Aleluia. Venit de la Tatăl Luminilor. Aleluia. Și biserica să spună amin. Amin. Și copiii Domnului Iisus să spună amin. Amin. Înconjurați în zidurile. Nu trebuie să loviți decât să sunați din ce? Să sunați din trâmbiță. Cine are nevoie de această trâmbiță să se audă în familia lui? Dacă și-a făcut vrăjmașul un zid străin în familia ta, în această zi să se audă trâmbița. Amin. Să-i surpă întăritura și să lasă Dumnezeu pace peste zidurile tale. Amin. Zidurile străine se cadă. Amin. Iar zidurile binecuvântate să rămână în picioare. Amin. Și biserica să spună amin. Amin. Glorie Domnului. Glorie. Au început să sune din trâmbiță. Și zidurile s-au prăbușit. Să nu vă depărtați de Ierusalim. Până nu veți primi, spuneți voi, ajutați-mi. O putere. O putere. Nu toată puterea. Până nu veți primi o putere. Deci toată puterea a fost recomandată Mântuitorului Iisus. Amin, biserica Domnului? Amin. Amin, copii Domnului? El are toată puterea și noi avem o putere. Și o dorești să vină peste tine această putere? Amin. Sunt doită putere. Și doresc să vină peste tine Duhul Domnului. Amin. Și vrei să vorbești din taină cu Domnul Iisus. Amin, amin. Și vrei să fie o sărbătoare de 50.000 suflet în inimă, în viață, amin. În Duh. Amin. Amin.
erau strânși la oaltă. Nu erau risipiți. Unde oamenii sunt risipiți, sunetul nu vine. Ați văzut care era lucrarea? Ați văzut care era lucrarea? Nu erau risipiți. Erau strânși la oaltă toți. Unde oile sunt risipite, acolo nu vine sunetul. Dar unde oile sunt într-un singur stal. Aleluia. Și unde oile sunt strânse la un singur loc, acolo se aude sunetul. Preamărit să fie Domnul. Aș dori ca biserica din Gulia să rămână strânsă la un loc până va veni Domnul. Amin. Să strângă Domnul Iisus oile Lui. Și lucrarea de aici să fie totdeauna strânsă la un loc și sunetul dat pe Duhul Sfânt să se audă aici. Amin. Amin. Erau strânși la un loc. Deodată s-a auzit un sunet. Și sunt oameni care nu vor să mai aude sunetul. Au existat la poalele muntelui. Oameni care n-au vrut să mai aude de sunet. Moise, vorbește-ne tu. Pe tine vrem să te auzim. Vorbește-ne tu! E prea greu să mai auzim. Tunete și fulgere. Decât să mai vorbească Dumnezeu în vremurile acestea care trăim acum. Oamenii sunt mulțumiți să audă de oameni. Dar noi vrem să ascultăm de Dumnezeu. Aleluia! Amin, biserica Domnului. Amin. Amin, copiii Domnului Iisus. S-a auzit un sunet! Să se împlinească promisiunea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a spus: să nu vă depărtați, că veți primi o putere în care veți fi mari. Slăviți să fie Domnul. Când a venit vâșiitul, nu s-a așezat în ei, s-a așezat între ei și peste ei această putere nemaipomenită. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ce i-a atras pe oamenii aceștia să creadă că Dumnezeu este adevărat și că El a pogorât o putere de acolo? Ce a determinat să creadă? Care a fost motivul lor să creadă? Puterea prin vorbirea prin limbi. În alte limbi. Slăvit să fie Domnul Iisus. Cine din voi chiar în acest moment are nevoie de această putere? Tu știi că în momentul în care se coboară Duhul Sfânt peste tine și te însoțește puterea Domnului, tu știi că în timpul ăla se poate întâmpla lucruri mari cu tine? Slăviți să fie Domnul! Tu știi că în momentul ăla poți să primești eliberare din Duhul Sfânt? Tu știi că în momentul acela Aleluia. Poți să capeți trecere înaintea Domnului? Și au început să vorbească. A început să vorbească Domnul. Măi, oamenii aceștia vorbesc pe înțelesul nostru. Nu a avut nimeni care să le mediteze limba. Dar totuși i-a auzit vorbind. Pe limba noastră și pe înțelesul nostru. Când a fost ultima ta vorbire în alte limbi? Când a fost ultimul tău cuvânt pe care ai avut uns de Duhul Sfânt? Când au auzit vorbirea, au rămas mirați. Dar a existat un om important, un stâlp puternic, care a depus mărturie pentru ei că i-au primit Duhul Sfânt. Numele lui era Petru.
Sunt frați care pleacă din biserici în alte adunări și în alte grupulețe. Sunt frați care se strâng în casă să primească stăruință pentru Duhul Sfânt și fac toate demersurile să vorbească și în alte limbi. Dar întrebarea este, cine depune mărturie pentru tine că tu ai Duhul Sfânt? Oamenii aceștia au avut un Petru. Și frații noștri care vorbesc în alte limbi și se pun la stăruință prin casă și împrumută vorbirea unul de la altul, le lipsește Petru. Le lipsește Petru să depună mărturie în fața oamenilor despre ei. Cine a depus mărturie pentru toți care au început să vorbească în alte limbi? Cine a depus mărturie pentru ei? S-a ridicat Petru. De ce stați și vă mirați de acești oameni? Ei nu sunt îmbătați de vin. Nu sunt apețiți. Dumnezeu a împlinit făgăduința. A fost cineva care să le ia apărarea? A fost sau n-a fost? A fost cineva care a depus mărturie credibilă despre ei? Și dacă tu te duci în casă și te faci proroc în casă, de la un rătăcit și de la o rătăcită, și dacă tu te duci prin casă să primești Duhul Sfânt și pe urmă vin biserici și faci prăpăd, Duhul Sfânt face prăpăd în biserici. Iubiți-mi, frate, e bine să primești Duhul Sfânt, dar este bine și foarte important să depună cineva mărturie pentru tine că ai primit cu adevărat Duhul Sfânt. Amin. Dumnezeu să fie slăvit. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Amin. E bine să primești această putere, dar e bine să ai pe cineva care să depună mărturie pentru tine, că această putere nemaipomenită vine de la Dumnezeu. Aleluia. Preamărit să fie Domnul. Lui Dumnezeu să fie toată slava și toată glorie. S-a ridicat acest om. Și a venit cineva la mine și mi-a spus, frate Costel, vreau să spun o lucrare, dar în biserică de ce n-ai spus-o? Păi n-am primit Duhul Sfânt în biserică. Dar unde? În casă. Dar ce casă? În casa fraților care nu vin aici în adunare. Și lucrarea de ce nu mi-o spui în popor? Nu. Ți-o spun afară. Să dea Dumnezeu înțelepciune pe Duhul Sfânt. Amin. Să ne dea Dumnezeu lumină. Amin. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune. Să primim cu adevărat puterea despre care Mântuitorul a vorbit despre ea. Să fie o putere de sus. Amin. Nu vorbim împrumutată. Nu vorbim împrumutată. În momentul în care fii la stăruință să nu vorbești în alte limbi, că ți-a furat vorbirea. Și încep să bați din palme, să bați din picioare și să spui că a primit putere și puterea n-a primit-o de la Domnul, a primit-o de la tine. Că l-ai învățat tu cum să vorbești, să vorbească în alte limbi. Când pui la stăruință pe cineva să nu vorbești în alte limbi, nici cei care pun. Știți de ce? Că Duhul este supus prorocului. Că dacă tu ai vorbit trei cuvinte, alea trei cuvinte ți le-a furat și l-a botezat Domnul. Nu, e botezat de om. Pentru că Duhul Sfânt vine deosebit. Preamărit să fie Domnul. Aleluia. Asta este o lecțiune foarte importantă pe această latură de zidire a bisericii. Duhul Sfânt este deosebit. Când vorbim de deosebire, deosebire între lucruri. Toți vorbeau în alte, în aceeași vorbire. Cel mai dureros este scurgerea vremurilor care trăim, vorbim, sunt în asabătare de 50.000, respect calendarul bisericii, dar vreau să spun mare adevăr. Se copie prorocii, vedenia. Da. El este din București și vorbește ardelenește. Mă, Duhul Sfânt ți-a dat Duh de Ardelean. Mă, dacă tu ești din București, vorbește, mă, din limba ta de bucureștean. Așa vorbește, așa vorbește Domnul. Corect. Este, mă, puțin Dumnezeu, ce Duh ți-a dat? De Ardelean? De Lipovean? De Dobrogean? Vorbește-mă limba ta. Și de aici ai iubit. Și îmi dau seama că vor să-mi frumusețeze lucrarea care nu este a lor, primită de la Domnul. Că
Dacă vorbește el un pic ardelenește, îndulcește și dă nuanță, adică pune ceva la mană, ca și evrei. Adaugă ceva la mană. În această dimineață, Duhul Sfânt care vine de la Dumnezeu, aleluia, nu l-ai auzit de la nimeni, aleluia, nu l-ai copiat de la nimeni, nu l-ai împrumutat de la nimeni, nu l-ai seroxat de la nimeni și puterea care vine peste tine este putere venită de unde? De sus. De sus. Aleluia. Amin? Amin? Și vin mincinoși la mine. Am avut sărbiță și cinci au primit Duhul Sfânt. Și au primit egal, egal. Și aceeași vorbire, aceeași vorbire. A botezat Dumnezeu cu dar de prorocie, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Amin. Spun slăvit să fie Domnul când Amin. Dumnezeu scoate proroci. E mare nevoie de proroci. Amin. A botezat Dumnezeu 10 oameni la noi la stăruință. Să veniți, să primiți Duhul Sfânt la noi. Duhul Sfânt ăla care bați în loc cu piciorul și vezi Duhul să vorbească, să te duci la urechea lui și vorbești în alte limbi. Când mă te retragi. Să vezi dacă vorbește ca tine și după aceea bați din palme și faci să veni să pune mâinile peste el ca primit Duhul Sfânt. Să piară o dată izvorul acesta de amăgire din poporul Domnului Iisus și adevărata putere să fie puterea Hristos. Aleluia! Nu are nevoie de putere. Aleluia! Mărire Lui! Duhul Sfânt să fie al tău. Amin? Duhul Sfânt să fie al tău! Aleluia, Domnul meu! Să ai experiență personală cu El! Aleluia! Să te astupi urechile față de vorbirea oamenilor! Și să-ți deschizi inima față de sunetul care vine de sus! Aleluia! Amin! 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 Când ești botezat cu Duhul Sfânt, când ești botezat cu Duhul Sfânt, prima lucrare care o face Duhul Sfânt, cei care au primit Duhul Sfânt, prima lucrare care începe cu tine, știi care este? Schimbarea de caracter. Amin, Doamne. Schimbarea caracterului. Știi ce îmbunătățește Duhul Sfânt când îl primești? Prima dată caracterul și vorbire. Așa. Până la stăruință îi mergea gura, până la stăruință tăia ca farfeca și după stăruință e mort în adunare. A primit o putere care l-a îmbrânzit. Și când îl pui la rugăciune, nu mai e blând. Este atomul puterii lui Dumnezeu în el. Pentru că Domnul Iisus Hristos, primul lucru care lucrează în tine când ai primit Duhul Sfânt, caracter. Schimbare de caracter, schimbare de vorbire, schimbare de voltare. Sora a primit Duhul Sfânt. Da? Nu a primit Duhul Sfânt. Și de ce își mai scoate ochii? Nu, așa e învățată. Și de ce mai se poartă ca o nelegiuită? Păi așa, așa a primit. Pe primul lucru care face Duhul Sfânt, face transformarea lăuntrică. Aleluia! Și o face transformarea la omului, o face și pe cea exterioară. Auzi? Dar sora de ce a venit cu fustea mai lungă, așa mai? A primit Duhul Sfânt. Și i-a spus Domnul să nu se mai poartă așa. Aleluia. Auzi? Dar de ce are batic pe cap? Pe are batic? Că cugetul este mustrat de Duhul Sfânt. Și de ce nu mai poartă decolteu așa, știți? Știți voi, nu? De ce nu mai este așa decoltat? A primit putere și a spus că Duhul Sfânt o mustră dacă se mai poartă așa. Aleluia! Și în dimineața aceasta avem cea mai frumoasă lecție despre Duhul Sfânt. Aleluia! Că Duhul Sfânt pregătește biserica pentru grădire. Lui Dumnezeu să fie toată slavă. E cea mai mare putere divină. Este puterea Dumnezeirii. Când îmi prorocești, primul lucru care îl văd la tine, purta. Și mai vă spun un mare adevăr. Îl primi și pe ăsta?
Amin. De mii și pe ăsta. A lui Dumnezeu să fie toată slava. Când primești Duhul Sfânt, Tatăl Sfânt, este biserica unde am plâns, biserica unde plâng și biserica unde mă bucur aici. Aleluia. Când primești Duhul Sfânt, vă dau o parolă. Vă dau o parolă. Vreau să vă dau o parolă? Nu mai rănești pe nimeni. Duhul Sfânt e blând. Amin. 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 Nu mai rănești pe nimeni, ai Duhul Sfânt. Duhul Sfânt n-are coarne. Duhul Sfânt este vânt susur. Aleluia. Când vorbești cu cineva care a primit Duhul Sfânt, se arde mâncarea pe foc, fierbe cafeaua și dă peste, că nu primești satul de vorbire. Aleluia! Aștia sunt oameni care poartă adevărate valori. Mă, Doamne! Aștia sunt oameni care poartă adevărate putere. M-am vorbit cu el, dar nu m-am lăsat cu vorbit cu el. Am uitat de mâncare, pana casă. Am uitat tot pe foc. Aleluia! Că nu m-am lăsat de vorbirea lui. Ăsta e Duhul Sfânt. Trăim o vreme amăginii. Oamenii sunt amăgiți. Te trăiesc în amăgire. În această dimineață, ne ridicăm în picioare în prezență. Aleluia! 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 Că numele Aleluia! Aleluia! Vino Mesia! Aleluia! Aleluia. Botează-te cu Duhul Sfânt. Amin. Lasă susurul. Aleluia. Ajută-ne să vindecăm pe oameni în vorbirea noastră. Aleluia. Vorbirea noastră să fie trăiasă cu sare. Aleluia. Ne-am săturat că trăim în mijlocul amăgirilor. Lasă puterea ta peste toată adunare. În numele Domnului, Doamne. Lasă prezența ta peste noi. Amin. Ne vedem în picioare și fratele Sfânt va face și în chestie.